Ce faci, băiatul? A obosit. A obosit și bufon după zi de muncă. Vreau să vă prezint grădina visurilor mele, să zic așa. Apreciată până în momentul de față de grădinarii care au ajuns pe aici și de cunoscuții care au văzut ce fac. Sper să vă placă și vouă. Am reușit după zi să fac 90% din ce am vrut din grădina asta. Mai am ceva, după filmarea asta o să continui să mai fac niște irigări cu microtub. Am pus deja tub orb și cu pixuri de udare, este sistemul meu preferat de irigare. Și mai am de făcut, dar vreau să vă arăt așa în mare cam cum văd eu o grădină. E adevărat, la nivel mic, nu la macro, pentru că ar fi foarte greu și mult de investit. Încep cu covorul persan. E un cablu pe jos, vă ziceți de ce. Pentru că încă mai am de dat niște găuri cu acel pistol de încălzit, da? Pentru plante. Că vreau să mai trag vreo câteva fire de roșii până unde mai am loc. Aerisit. Bun. Agrotextil. Să scap de burian, am investit ca lumea ca să nu mai pățesc ce am pățit anul trecut. Când am muncit, am plantat așa peste de fire, de tomate și am crezut că sunt Arnold și luptă cu burianul și m-a răzbit burianul. Eu, nefiind adeptul herbicidelor și așa mai departe, decât tot așa în cască, nu plantez acolo mult timp, mă rog. După agrotextil am ales, se iau de jos în sus, da? Am ales să fac irigare prin tub orb, pixuri de flori și microtub conectate la fiecare plantă în parte. Am ales rânduri individuale la un metru între. Puteam să fac rânduri duble și dintr-un tub orb să plec stânga-dreapta, dar n-am vrut să fac mățăraie pe jumate, ci să am acces pe oriunde, având un metru între ele. De la irigare a trebuit să trec la palisare. Mi-a luat foarte mult de gândit. O să ziceți unii, ce e așa greu? E greu, pentru că a trebuit să mă gândesc la sistemul cel mai eficient și economicos pentru grădina asta și am ales pe lângă țeavă zincată, pe lângă arcade, ne fiind pregătit terenul ăsta să primească vreun solar, nici de cum, pe lângă, știu și eu, araci, țăruși, pocie, cum vreți să le ziceți, care sunt foarte scumpe, ceva calitativ, de la 5 de în sus, m-ar fi rupt la 650 de plante. Am ales ștachete de lemn. O să ziceți unii, bă, că se duce, eu ce sper să mă ținem măcar 2 ani. Am ales prima dată vertical pe fiecare rând, ca să pot lucra singur, n-am reușit. Și am ales atunci caprele astea. Le vedeți, una a făcut, deservește două fire, l-am pus cât mai strâns jos, la un metru baza triunghiului, încât să vină cât mai vertical palisarea, legarea plantelor. Azi am reușit să aranjez doar tomatele, vinetele mai suportă că sunt mici timp, da, până când aranjez, și am legat doar câteva fire, 6 rânduri, aproape din 6 rânduri, 5 rânduri, mai am. De la sistemul ăsta de palisare, evident, a trebuit să gândesc ceea ce înseamnă, dacă vreți, protecția împotriva arsurilor și mai mult de atâta grindinii. A fost grindina aia puternică câteva zile, plantele fiind mici n-au suferit foarte tare, a căzut doar un ad ăsta nefixat la momentul ăla și mi-a rupt o tomată, o roșie, un vârf de creștere, nu-i problemă, las dintr-un copil să încerce să reziste. Cum am făcut sistemul de palisare? Negrese, pur și simplu, simplu, cu susținere stânga-dreapta, toată este o structură care la vreo furtună, tsunami, evident că va zbura. Că dacă stăm să gândim că, wow, ne ia vântul în alea, trebuie să băgăm în beton. La ce fenomen ce să fie în România, clar că nimic nu e sigur 100%.
Bun. Am ales plasă de umbrire, că tot sunt întrebat, cu grad de umbrire 35%. Eu nu merg foarte tare pe umbrire. Eu nu pun plasă de umbrire pe solar, pentru că am acea folie vatan despre care am mai vorbit, că în pofida faptului că nu este atât de groasă și că are doar 170 de microni, nu sunt disperat ca alți grădinari de durabilitatea foliei să țină, pentru că eu consider că la 3-4 ani ar trebui schimbat oricum, pentru că se pierd aditivii din ele și din foliile astea și se colonizează la greu cu dăunători. Folia aia mie mi-acordă luminositate mult mai timpuriu și prin aditivii ei și o umbrire, dacă vreți. Nu stau să dau nici cu var, nici cu spumă de lapte, nici nu știu cu ce agent de umbrire, nici nu pun plasă de umbrire acolo. Dar în grădină trebuie să pun, pentru că, în primul rând, mi-e bine și mie. Dacă mi-e bine mie când lucrez aici, evident, e bine și plantelor. Ce a ieșit, mie îmi place maxim, nu știu dacă vouă vă place. Am fixat-o acum cât am putut pe ștacheții ăștia. Am reușit azi să definitivez sistemul de irigare și la castraveți. Cum vedeți, cu tot felul de teuri, că există teuri, elemente de legătură și la tubul ăsta orb, deci nu e o problemă, găsim materiale. Am două coloane de udare, o să vă arăt imediat cum am gândit. Vreau să fac precizarea că eu ud direct din puț, nu cu bazine, nu cu apă stătută, direct din puț. Am mutat și eu din bazin, îl consider ca rezervă. Ce argumente am, nu contează, fiecare alege cum vrea. Eu vă spun că merge foarte bine din puț direct. Nu are nicio plantă, n-a făcut roșu în gât, e tot în regulă. Irigare, castraveți cu lateral, pix la fiecare plantă. Neirigați de vreo două zile, am pierdut vreo două, trei firete să le schimb, din vreo 50 și ceva. Aici am pus niște dovlecei, niște castraveți, doamne, niște pepeni roșu și galben, să mănânce și gura la familia mea. Să sperăm că putem mânca pepene și din grădină. Mai vreau să pun două rânduri de rugantin undeva sus și două pe partea aia. Dacă mă întrebați, eu aș definitiva structura asta ca pe un solar. Adică aș pleca cu poale pe jos de plasă anti-insecte. Numai că nu mai stau cu să investesc bani, pentru că toate grădina o lasă aerisită. Mai ales că plasa de umbrire are doar 35% grad de umbrire și intră insecte prin ea. Este destul de rară, vedeți? Cam asta este grădina din care sper să scot o recoltă bună. Nu am legare foarte mare deocamdată, nici nu am pretenții, n-am stat de ele, de-abia azi am reușit, după cum vedeți acum, dacă am timp să strâng sămătul dintre rânduri, până aici a fost copilit, în sus nu. Azi am reușit. Cu ocazia asta vreau să ating un aspect. În sezonul ăsta plantele foarte repede au luat avans și sunt foarte mulți grădinari uimiți. De ce? În comparație cu anul trecut, unele răsaduri pleacă mai de sus cu rodul, adică au tija, tulpina mai lungă. Chiar dacă noi, educătorii, le spunem, băi, plantați-le mai adânc, ca să-și facă sistem radicular și să plece tajul de mai jos, ei sunt puțin uimiți. Mi s-a întâmplat și mie, am și o tijă așa, chiar dacă nu am, le-am format eu. Eu spun să avem răbdare, pentru că vor pleca etajele, vor lega plantele. Natura face tot felul de chestii, plantele încearcă să se adapteze, sezon total atipic, o spun. Haideți să vă arăt sistemul de irigare. Azi fac așa pe de-a întreg. O să fac probabil pe fiecare componentă în parte la un moment dat, dacă simt din comentariile voastre că se vrea asta. Aici o tomată fără vârf. Nu știu ce șansă mai are, nu mai are niciun copil. O las încă. O mai las câteva zile, dacă văd că nu dă nimic, o scot și bag un rugantin aici.
aici am tuburile de anul trecut, tub de irigare, da? La care am renunțat. Am vrut eu să merg pe sistemul ăsta de la flori. Cu ce am prins folia? Agrotextilul. Cu tot felul de scoabe de-astea. Uitați și elementele de legătură pentru tubor. T-uri, coturi, ziceți, conector, da? Element de legătură. Dop. Cu inel. Mai e și genul ăsta. PHD. Cu ce am copilit? Cu foarfeca asta, am mai zis eu, am băgat-o la sacrificiu, mai am una nouă-nouță pe care o țin pentru butășiri. Asta îmi place mie, țac, țac, vârful ăsta e peste tot. Cu ce am alimentat grădinarul? Cu apă la greu pe căldura asta. Cu ce palisez? Cu sfoara asta. Și cu, am o cutie întreagă aici, de creme. Uitați-le aici. Creme de palisare mai mari decât cele vechi. Și vă și arăt acum. Una veche, una nouă. Vedeți? Este mai mare circumferința, da? Bun. Garnituri la robineți. Uitați sistemul de irigare. Asta e o stocolană veche. Din care o să mai plec cu niște... Se dă gaură cu freză, se bagă garnitură, se bagă robinet. În el se bagă tuborb sau tub de irigare sau bandă de irigare. Bun. Vreau să vă arăt la final sistemul de irigare, cum l-am gândit eu, și aici vreau să vă arăt o surpriză. Să fac o surpriză. Am coloana principală cu robinet, evident, în general, și apoi am spart-o în două. O coloană, două coloane. De ce în două? Pentru că dacă ne uităm, e pantă. Se vede că e pantă. Da? Eu a trebuit să sparg și anul ăsta în două, pentru că hidroforul, fiind la o distanță de vreo 30 de metri de aici, plus vreo 13 metri înăuntru, în jos, în puț, vă dați seama, lucrează foarte tare și nu mi-o da foarte bine până sus. Atunci eu am spart în două coloane, prin care irig în cascadă. O coloană, 10 minute pauză, pleacă asta la altă, timpul pe care îl setez eu pe aplicația Vox ăsta, da? WOX. Din telefon sau din buton dau drumul și pleacă apă, da? Trimite apă în toate X-urile astea. Da, până jumătate. Care e surpriza? Păi surpriza este asta. Pe principiu unei alte pompe puterii, unei pompe electrice care va trage dintr-un bazin tomberonul al meu de fertilizare, m-am atașat cu un teu și cu un ștuț de furtun cu care mă mufesc un furtun și voi fertiliza. Cum? Opresc apa, coloana de aici, mă mufez aici, dau drumul la pompă și voi da drumul. Voi deschide robinetul astfel încât apa să mi se ducă înăuntru, să mi se ducă în loc de apa din fântână, fertilizantul pe care aleg eu să-l bag radicular. Am pus pe fiecare coloană asta, am și la coloana cealaltă. Coloana a doua, cea din Amonte, din deal, am plecat cu ea până în jumate cu pH 20 ca să cresc presiunea apei. Și de-aia m-am mai spart, splituit cu încă un teu ca să mai fac aici câteva fire de rugantino. O să bag rugantino și pe margine o să pun iar niște castraveți. Nu am făcut încă fertilizare prin fertirigare cu sistemul ăsta. Nu văd de ce n-ar merge. Bag pompat forțat în loc să-mi bage alt principiu, al presiunii, al lui Ace Ventura, nu mai știu eu ce-ți dau bani. Încerc așa. Sper să reușească. Vreau să vă zic că dispozitivele astea am pus și prin solar și la culturile PMS. O să vă arăt ce am reușit și acolo. Mai am două mese. Am muncit rău de tot zilele astea. Chiar mâine nici nu mă mai duc la târg. Sunt foarte obosit și nu cred că aș face față iar câteva ore să vătesc de vreme să stau acolo. E greu și cu târgul. Nu e joacă. Plus că răsaturi nu se mai vând așa cum se vindeau. Dacă mai rezistă, le duc săptămâna viitoare. Dacă nu, oricum mă duc cu flori, cu aromatice, o să mă duc să mă... Dar să-mi revin puțin că sunt căpiarul de zăpăceală de muncă. O fac cu plăcere, dar mă răpune. Da, și pe mine.
îmi pică capul, sunt turmentat. Cam asta e grădina. Aici va dispărea masa asta de lucru, va veni undeva în spate. Aici. Se încheie ziua de azi. Eu mai fac eu câte ceva, evident, până, pentru că am oțăit, recunosc, m-am dus și am oțăit vreo jumătate de oră, am mâncat o ciorbă cu ceapă verde, una ceapă verde, dar cer prin vecini. Nici roșii nu mai am. Nu că aș fi avut, că n-am avut de plantat, dar am primit de la un grădinar și fac apel pe calea asta că mai primesc, le plătesc, evident, dar măcar să știu că mănânc sănătos. M-am umplut de păr de la motal, m-am jucat iar cu el. Liniște deja. E fain. Cei care faceți asta știți. Totul cu pasiune, ferma lui Ursache continuă periplul ăsta printre plante.